La începutul pandemiei, când toată lumea a intrat în izolare, o profesoară de matematică de la Liceul Grigore Moisil din Timișoara a căutat soluții pentru a putea preda din fața calculatorului, la fel ca în fața tablei din clasă. A ajutat-o un prieten IT-ist care a creat o tablă virtuală care poate fi folosită gratuit de profesori. Eram martie 2020, am fost anunțați că vom rămâne acasă în online și au fost zile foarte agitate, să spunem așa, pentru că noi ca și profesori căutam soluții, eu căutam soluții și atunci una din ele, clar ca profesor de matematică, mai ales ai nevoie de o tablă pe care să scrii, pe care copiii să vadă în timp real ce scrii. A fost construită pentru predat. Majoritatea soluțiilor care sunt acum sunt construite pentru mediul de business și apoi un pic adoptate pentru profesori, pentru clase. Tabla a avut mare succes. Nu doar că a permis profesorilor să scrie ca pe o tablă adevărată, dar a fost și îmbunătățită permanent la sugestia cadrelor didactice. În prima fază, aplicația avea pentru fiecare elev o singură tablă pe care putea lucra, după care, când tabla se umplea, trebuia ștearsă. Am rugat să fie mai multe table. Aduce exact ceea ce avem nevoie la clasă. Adică noi putem atât scoate elevii la tablă, adică să invităm elevii să răspundă completând scriind pe tablă. Este singura tablă din lume care oferă liniaturi specializate pentru tip 1, tip 2, lucrurile care nu sunt prezente nicăieri. Foarte mulți profesori de școli primare se chinuie cu elevii. Am pus pentru tip 1, tip 2, dictando, matematică și de la un profesor, cineva a vrut să aibă și pentru muzică. Autorul aplicației susține că tabla virtuală are acum peste 30.000 de utilizatori înregistrați din țară și din Republica Moldova.